Klaus Iohannis își începe turneul în Africa. Președintele României va vizita Kenya, Tanzania, Senegal timp de 10 zile. Este cel de-al treilea turneu pe care șeful statului îl face de la începutul anului, după cele din Asia și din America de Sud. Și ca de obicei, cheltuielile pentru plimbările președintelui sunt ținute la secret de administrația prezidențială. Colega mea, Alina Tănase, este alături de mine cu toate informațiile. Deja bugetul, Alina, pentru deplasările președintelui fusese depășit în urmă cu câteva luni. Și cu toate astea a plecat în turneu Klaus Iohannis. Bună dimineața, Lorena, bun găsit tuturor. A fost deja depășit bugetul administrației prezidențiale pentru acest an. Încă de la finalul lunii septembrie, președinția cheltuise peste 30 de milioane de lei, însă recent guvernul a suplimentat bugetul pentru administrația prezidențială cu alte 7 milioane și jumătate de lei până la finalul acestui an. Turneul pe care Klaus Iohannis îl începe de mâine în Africa costă numai puțin de 5 milioane de lei. Aceste deplasări de la începutul anului au costat această sumă, 5 milioane de euro, peste 25 de milioane de lei. Așa cum spuneai, 4 țări va vizita Klaus Iohannis: Kenya, Tanzania, Senegal, dar și Capul Verde, în cele peste 10 zile pe care le va petrece în Africa. Potrivit unui comunicat dat de administrația prezidențială, această vizită a lui Klaus Iohannis are scopul de a dinamiza relațiile dintre România și Africa și, de asemenea, menționează cei de la administrația prezidențială faptul că este un demers politico-diplomatic în premieră realizat în ultimii 30 de ani de un șef de stat din țara noastră și, de asemenea, că Africa devine un stat din ce în ce mai căutat și important în relațiile de la nivel global. Vom vedea ce va face mai exact președintele Klaus Iohannis în Africa timp de 10 zile și, așa cum spuneai, este cel de-al treilea turneu pe un alt continent în acest an, după ce ne amintim că în primăvară a mai fost în Japonia și Singapore și mai apoi în America de Sud.